noastră. Mă întreb Domnul două suflete pentru care adesea chemați pe Dumnezeu să facă o schimbare. Mai altă este un suflet de parte bărbătească și strigă Domnul Sfânt așa într-o vreme ca aceasta. Căutați fața Domnului, căutați pe Domnul dintr-o inimă curată, pentru că Domnul vrea să coboare în casa dumneavoastră și Domnul vrea să coboare cu mântuire. Dar într-o vreme ca aceasta, lăsați acele lucruri care vă atrag privirile în jos și vă fură privirile la lucrurile acestea care este pe scopul. Domnul zice așa cu privire la dumneavoastră. Domnul e cel care și-a întins mâna și dintre cei morți v-a ridicat cu braț puternic. Același lucru mi-i făcea Domnul de cunoscut la bărbatul din spate și chiar vorbeam cu el. Strigă Domnul Sfânt așa cu privire la dumneavoastră. Dacă Domnul n-ar fi fost în dreptul dumneavoastră medic, a fi fost pe țărâna pământului, dar Domnul v-a ridicat și a scris viață pentru dumneavoastră. De aceea mulțumiți Domnului în această seară și Domnul să vă îndure, să vă iubiți. Amin.